salutare călători, bine v-am regăsit la un nou episod al Călătorilor cu Gust. Era cât pe ce să cad de pe aceste trepte, treptele care duc, iată, la Teatrul Național Vasile Alexandrii din capitala de nord a Republicii Moldova, mai exact la Băzi. Așa că să nu întindem prea mult, vă invit să facem turul instituției teatrale împreună și să vedem ce minunății se ascund după aceste uși. Teatrului Național, în foaierul teatrului. E o clădire în spațiul românesc unicat. Deci nu mai avem astfel de clădire în spațiul românesc, iar în spațiul ex-sovietic există două teatre. La fel. Așa, o construcție mare. Da? Și pentru noi e o onoare să muncim aici, să facem lucruri frumoase pentru spectatorii din nordul Republicii, fiindcă vin spectatori și de la nord, și de la centru, dar mai mult ne axăm pe partea aceasta de nord al Republicii. Clădirea teatrului a fost inaugurată în anii 90. Avem și un bust al lui Vasile Alexandrii în fața teatrului. Ceva zile în urmă am omogeat cei 200 de ani de la nașterea lui Vasile Alexandrii și am avut în acest hol al teatrului un spectacol dedicat lui Vasile Alexandrii și iarăși am avut invitați din tot nordul Republicii. Un spectacol recital unde am vrut să arătăm că în afară de piesele, comediile lui Vasile Alexandrii, mai sunt și niște poezii, glume de lui Alexandrii pe care nu toți le cunosc, da? Cumva am vrut să arătăm că în afară de Chirița, în provincie, Chirzul de Aride, Piatra de Casă, mai sunt și pasteluri care toți le cunosc, da? Și poezii și diferite lucruri frumoase pe care încă nu toți le cunosc. Spectacolele de obicei le jucăm vinerea și sâmbătă. În fiecare vineri și sâmbătă, deci vineri, e spectacol la 18.00 pentru maturi și sâmbătă la 11.00 vin părinții cu copii, bunii vin cu nepoții la spectacolele pentru copii povești. Dacă observați, în spatele meu este sala studio, poza marelui Mihai Voluntir, pilonul Teatrului Național Vasile Alexandrii, cei care ne-au lăsat, sunt o pleiadă de actori care ne-au lăsat moștenire, talentul lor, tot ceea ce au făcut pentru acest teatru. Noi, tinerii, am preluat cu mare drag și ducem această muncă frumoasă mai departe pentru tânăra generație, pentru copiii care ne vin din generația nouă. Bondar. Bondar Curvar. Și cum? Și atât. Da? Păi vă bucurați de acest statut? 100%. Bună seara. Așa să fie. Așa să fie. Cum e în general să activați la Teatrul Vasile Alexandrii? Asta mă întrebați după 30 de ani de activitate? Exact. Da, vă mulțumesc. E bine, e bine. Dacă mai stau pe picioare, e bine. E bine și e plăcut. Tot ce se face aici, se face pentru suflet. Iar actorul are un suflet mare, de aceea sufletul lui tot timpul spectatorul vede în scenă. Ceea ce cred că o să vedeți și azi, tipajele pe care le creăm noi pentru măria voastră, spectatorul. Să zic că este
viața mea teatru, nu pot să zic. Dar, de ce? Că mai toți actorii spun viața mea este nu, un viața teatru. Mea sunt copiii, familia, dar aici noi creăm, aici noi suntem ca într-o familie, aici ne simțim și buburuzi, și fluturași, noi trăim aici. Este fain, este bine. Ce rol îți cazi? Buburuză. Buburuză, așa, buburuză, da? Și care este, spuneți o replică, dacă aveți vreo replică în acest spectacol. Eu sunt cea care fac zâzania în familie. Că tot veni vorba despre viața în familie, da? Da. Vă invităm și o să vedeți. Asta poți să aplici și pe obrazul meu? Dacă vreau să fiu buburuzoi? Da. Haideți. Dar o să vă fie complicat. Să vă ștergeți. Da? După care? După care urmează? Paris. Se întâmplă lucruri minunate, lucruri mărețe. Da, este replică de spectacol. Cât durează spectacolul? Vai, nu vă pot spune. Da? Da, sau niciodată când n-am cronometrat. Chestia asta se ocupă regizorii. Actorii de obicei nu se ocupă de chestia asta când durează spectacolul. Uite, cam așa arată, da? Cât timp vă ia ca să vă machiați? Păi, 15 minute, 20, depinde. Pentru cei care ne urmăresc, aș vrea să transmiteți așa, ca de la un suflet de actor pentru spectator. Iată, pentru că mai rar vin cei din centrul Republicii, dar aminte cei din sudul Republicii Moldova. Cei din sud au teatrul lor. E adevărat, dar să vină și să vadă cum se joacă și la noi am fost și prin părțile cele, adică ne-au văzut, atâta doar că eu îmi dau foarte bine seama, omul când este flămând nu are nevoie de artă, eu îmi dau foarte bine seama de chestia asta. Dar oricum, te așteptăm pe oricine, de la mic la mare. Așa să fie. Când un actor iese pe scenă și vede sala plină, se umple sufletul. Textul deja nu mai este, textul era gata, tot formez, gata, eu am să joc azi pentru toți. Dar când sala este cam goală? Oricum, chiar și pentru acel unic spectator, oricum, te strădui. Chiar dacă este și o gălăgie, că se întâmplă că vin copii care, mă rog, sunt mici, vor acasă. Da. Dar oricum, te strădui pentru ei ca cumva să-i atragi cu ceva. Bun, eu vă urez succes. Așteptăm. Și cu mare drag și sper că cei care ne urmăresc în aceste momente să tragă o fugă așa până la Bălți, până la Teatrul Național. Da, până la 11, 5 minute. Da, până la 11 e ziua viitoare, da. Așa că multă baftă și succes. Mersi frumos, mersi frumos. De la toate spectacole, adică nu chiar de la toate, sunt unele, mai avem încă două depozite care ținem recuzite de la spectacole care deja nu se mai joacă. Aici e repertoriu activ și depozitul cel mare. Dacă v-ați gândit cumva cam recuzita la cam câte spectacole încape în această încăpere? Nu știu. Aproximativ 50. Da. La vreo 50 de spectacole, da? Da. La fiecare spectacol ne străduim să facem ceva nou, ceva cumpărăm, ceva facem singur, pentru că avem ateliere de lemnare, avem ateliere de butaforie. Unele lucruri le cumpărăm deja care nu merită să investești în meșteria lor. Dulapul ăsta este antiquariat, este original, din lemn de preț și are o vârstă deja foarte mare. Depozitul e uscat, e lumina, cum vedeți, le punem în cutie ca pot să vă arăt. Da. Așa le păstrăm în cutie, aha, în valize, în plapăme diferite. Da. De câți ani lucrați dumneavoastră în calitate? 28 de ani. 28 de ani. Și cum este? Deci toți 28 de ani aveți grijă de... Nu, 20 de ani am lucrat ca costumieră. Uh-huh. Și 8 ani de acum sunt recuzit. Uh-huh. Și ca cum? Îmi place, fac ceea ce depinde de mine, adică păstrăm, punem, ajutăm actorii. În care poveste? Prințesa Porcică. Fain. Cu rundițele tot din spectacol, tot făcute de butafori, vedeți?
Da, da. Care fac cu mâinile la nuște. Statuietele astea merge la spectacol Bonjour Papa. Sunt făcute de Dumitru Cușuleanu. E care este atât. Ok. Și aici e coroana lui Ștefan cel Mare. Da, Ștefan cel Mare și mai este una de la reparație, adică mai. Mai frumoasă? Mai frumoasă, da. Iată și coroanele lui Ștefan se duc la reparație. Da. E că așa este, din carton, tot Ștefan cel Mare. Mm-hmm. Dar asta e din metal. Da. La călătorii cu gust? Super! Vă mulțumesc tare mult! Super, mersi! Ce rol jucați acum? Greierașul? A, furnicuța! Ok! Spectacolele la Teatrul Național sunt un mirabil și vin cu cel mai mare drag să joc pentru copii. Sunt emoții, dar sunt emoții plăcute, pentru că aștepți cu nerăbdare să vezi acel spectator care este nerăbdător să privească și să te aplaude. Eu nu vă rețin foarte mult pentru că urmează să intrați în spectacolul la început. Ce spectacol? Astăzi jucăm Greierele și furnica în regia lui Ionic Ciobotaru. Da. Și de asta spuneam că nu vă repede foarte mult de timp, dar ați spus ceva despre emoții. Am avut și emoții când ați menționat că mă cunoașteți de la Călătorii cu Gust. Da, și datorită Călătorii cu Gust m-am abonat la Păstra, mă modelesc. Așa. La Nuce. Așa. Călătoria noastră cu gust pe scena Teatrului Național Vasile Alexandrei din Bălți se încheie aici, așa că aveți timp să veniți, să savurați din piesele jucate de trupa de actori de aici, dar nu înainte de a da like la pagina mea, călătoricugust.com, pagina de Instagram cu același nume și pe canalul meu de YouTube, Călătorii cu Gust. Noi mergem mai departe să redescoperim Moldova așa cum este ea, cu toate frumusețile ei, toate bune!